Tema pe care am ales-o împreună este legată de duminica aceasta, Duminica Sfintei Cruci. M-am gândit foarte mult în ce mod s-ar lega ea cu viețile noastre, pentru că până la urmă Evanghelia nu-i doar pentru atunci, în vremea aceea, ci și în vremea aceasta. Avem nevoie de crucea lui Hristos, mai e nevoie de ceva. Popii ăștia din Evul Mediu, normal că trag către ei jarul de la tuci să le iasă bine, nu? Așa ar zice marii politicieni și marii specialiști din tot ceea ce înseamnă studiouri de televiziune. Mie mi-este un pic mai ușor să vă spun un singur lucru. Există trei moduri de a purta crucea și am să vi le exprim cu cele trei cruci de pe Golgota. Punem în dreapta pe tâlharul cel pocăit, în stânga, nu că am avea ceva cu stânga politică sau cu dreapta politică, da? Deci punem în dreapta pe unii, în stânga pe cei nepocăiți și în mijloc crucea Domnului Hristos. Țineți minte, sunt convins. De fapt, când Domnul Hristos te cheamă să ia crucea, ne cheamă să luăm crucea și să urmăm, la aceste trei feluri de asumare a crucii se referă. Primul e tâlharul nepocăit. Îi vedeți tot timpul. Ei o fac, ei fac pe nevinovații. Fură insule și sunt deținuți politici. Se compară cu oamenii aceia care în temnițele comuniste au ținut lumina pe chipul țării noastre. Aveți și jinari care au făcut pușcăria comunistă, să știți. Din nefericire, nu știm să-i prețuim. Mai ales ne aducem aminte că un poienar a încercat să-și cumpere elicopter, decât să ne aducem aminte că doi jinari au dat peste cap tot sistemul de securitate al Sibiului în 52 și au făcut să iasă din pușcăria de la Sibdea și de Sfința Pușcăria. A reușit să facă să evadeze patru luptători anticomuniști. Nu mai știe nimeni. Ei bine, tâlharul acela nepocăit seamănă cu noi. Noi o facem, noi ne scuzăm, noi ne găsim motive. Am auzit de foarte multe ori oameni spunând că las că ne pocăim pe patul de moarte, de parcă am ști când e patul de moarte. Unor patul de moarte poate fi șanț, o ați văzut că mai nou se moare de mașină mai rău decât de cancer. Patul de moarte poate fi orice loc din lumea aceasta a neatenției și a grabei în care trăim. Cine ne poate spune dacă pe patul acela de moarte avem secunda aceea de pocăință de care avem nevoie? Povestea cu cei doi tâlhari, ca să încep de aici, e un pic mai veche. Le-am povestit-o copiilor în Biblia pentru copii și văd că a prins. Copiii mi-au povestit-o când m-am întâlnit la școală cu ei. Eu m-am dus să le citesc cartea și eu știau pe de rost, avantaj cartea. Cam așa. Există o poveste veche, într-adevăr, e din viața arabă, copilăria arabă a Mântuitorului Hristos. Așa ca să spunem unora că știți că între sirieni sunt și foarte mulți creștini, nu numai musulmani. În viața arabă se povestește că Iosif, dreptul Iosif, împreună cu Maica Domnului și cu pruncul, au fugit dinspre Betlehem, trecând prin pustia Egiptului, în încercarea de a se apropia cât mai mult de Alexandria. La un moment dat, în pustia aceea, care era o pustie altfel decât pustiile noastre, plină de frig noaptea, cald ziua, dune, palmier, dacă vreți, și o poveste a palmierilor acolo, frumoasă din calea afară. Ei bine, la un moment dat, de după o dună, i-au zărit de departe venind doi tâlhare care păzeau încă 40. Unul dintre ei s-a uitat și a dat un coș celuilalt, zice că ia uite, privește ce frumoasă e femeia aia. Wow, câți galbeni facem, câți arginți facem din ea dacă o vindem în târg în Alexandria. Apoi moșul ăla termină repede, cu copchilul îi crăpă în capul, măgarul nu contează și uite așa, zice, suntem salvați. Păi cu banii luați de pe aia trei împini o vreme îndelungată. Tâlharul celălalt îi spune: tu nu te uiți un pic la ei cum străbat în întunericul ăsta că n-au nevoie de lumină, că în sine chipul copilului le dă lumina pe unde merg. Tu nu observi că n-au lămpaș, dar copilul din brațele femeii luminează și le arată calea? Lasă-mă pe mine cu de-astea, îi zice ăsta. Tu spune-mi ce să facem, că ce... Și îl întreabă ăstălalt, tâlharul 2, îl întreabă ce... Tu cam cât ai câștiga pe el așa după tine? Aici 30 de arginți cel puțin. Uite, îți dau eu 30 de arginți, numai lasă-i să treacă, pentru că dacă împărțim 30 de arginți la 42 de tâlhari cât suntem noi, îți rămâne mai puțin decât un argint. Așa îți rămân ție 30 de arginți, dar lasă-i să treacă. Cum să-i lași mă să treacă? Asta e o pradă prețoasă. Hai de capul meu. Uite, ia 30 de arginți. Îi primesc dacă îmi dai și brâu în care ții galbenii. Asta stă bine, uite, ia și brâu și 30 de arginți. Și
Cei trei au plecat mai departe. Povestea ne spune că dimineața când s-a întors tâlharul acasă, că știți că unii sunt tâlhari numai noaptea, când s-a întors tâlharul acasă, el era săracul cu sufletul lui, ăsta al doilea, ăsta băiatul bun care a plătit arginții. El avea o problemă acasă. Băiețelul și soția lui erau bolnavi de lepră. Boală grea. Acum dacă ai lepră sufletească, te fac ăștia membru de partid. Înainte, dacă erai bolnav de lepră, te scoteau din comunitate imediat, te dădeau afară. E bine, când ajunge la casă, constată bucuros că băiețelul lui și soția lui nu mai au lepră. Și a întrebat-o pe nevastă, zice, ce s-a întâmplat? Zice, nu știu, că au venit trei călători străini, un bărbat, o femeie și un copil. Eu când am văzut că era copilul plin de praf și obosit, i-am încălzit niște apă și am spală-l femeie și cu toate că eu am lepră, copilul nu va lua și nici uite, ia niște apă caldă, spală-l. Ce, în timp ce îl spăla pe copil, am văzut cum apa luminează. Luminează și femeia l-a spălat, l-a îmbăiat pe copil, așa drăgăla și minunat, l-a luat în brațe, l-a învelit și a plecat mai departe. Și ce, copilul nostru când l-a văzut pe el mic, s-a jucat și el cu mâinile în apă și pe măsură ce stropea apa din lighean se vindeca de lepră. Și atunci am înțeles și eu și m-am dat cu apă și m-am vindecat și eu de lepră. Asta e povestea tâlharului pocăit. În inima lui s-au așezat toate acestea. Povestea ne spune că atunci când s-a aflat în pușcărie cu Domnul Hristos, acolo unde astăzi este biserica aceea în care ne vorbește despre pocăința lui Petru și cea de-a treilea cântat al cocoșului, deci când s-a aflat în temniță, tâlharul ăla care luase banii și îi băuse probabil sau îi mâncase vine, a început să-l șicaneze pe Hristos. Țineți minte, de ești tu Hristosul, spune să te dea jos, fă așa și pe dincolo. Că așa sunt toți ăștia care sunt îmbuibați, dau lecții lui Dumnezeu ce are de făcut. În partea asta, în altă, auzindu-i povestea, tâlharul care avea să fie pocăit pe cruce, recunoaște în Hristos pe pruncul de odinioară. Și aduce aminte că undeva, cândva, pentru că întotdeauna de bine îți aduce aminte răul, nu are memorie. Omul rău nu are memorie. Poți să-i faci bine de 1000 de ori, dacă 1001 oară nu i-ai făcut, te trăznește și te înjură și te scuipă, te zici cam om, s-o găta cuvântul. Dar pe de altă parte, omul bun n-are nevoie să-i se aducă aminte că e bun. El e bun. E bun că s-a întâlnit undeva cândva cu Hristos. Deci prima formă de cruce este crucea aceasta care o luăm, dar ne lepădăm repede de ea. Știți? Ne însurăm, ne mărităm și imediat ne enervează celălalt. Când s-au dus la părintele Sofronie de la Essex niște, o doamnă s-a dus și nu-l mai suport pe bărbatul. Bine, ce femeie suportă bărbatul? Și asta e o problemă. De la Eva ni se trage. Și ce, nu-l mai suport pe bărbatul meu nici cum. Uite așa, și așa, și așa, și așa. Și părintele a întrebat, zice, ce, cam cât e el de vină din tot ce se întâmplă? 95%! 95%! Ce bine, deci tu ești cam vinată, ca... da, și eu sunt vinovată cam 5%. Și părintele i-a spus, rezolvă tu aia 5% și Dumnezeu va rezolva celălalt 95%. Tâlharul nepocăit care își ia crucea și de pe cruce îl înjură pe Hristos. Seamănă cu omul care n-are o suferință anume. De exemplu, și-a pus liftul în casă și nu mai are bani să monteze două butoane noi. Îi supăra foc, Doamne, pe Hristos, că uite, Domnul nu m-a ajutat să am și două butoane noi la liftul pe care mi l-am montat în casă. Sau pleacă în excursii, nici nu știu unde pe hartă, unde zic ei pe unde. Ați auzit că mai nou nu se mai pleacă din Jina la băile Niercurea să-ți dreși șalele, ferea Dumnezeu. Te duci în Dubai, te duci în Maldive, dacă n-ai văzut Maldivele, nu mai ești din Jina, frate, adică, nu... Când nu-i ajung banii de Maldive, este deranjat. Pentru că el nu-și pocăiește sursa banilor din care trăiește. Celălalt e păcătosul care știe că a păcătuit și pe cruce așezat știe că o ia pe coajă pentru că merită. Așa trebuie să fim cam toți. Nu ni se întâmplă nimic întâmplător. Când greșim, când suntem răniți, e vina noastră, trebuie să recunoaștem. E tâlharul acesta pocăit care, pentru a putea să-și dreagă starea lui de răutate în raport cu Dumnezeu, încearcă cu bucurie
să găsească un termen în care dragostea lui să poată fi urmărită. E ca un copil la grădiniță care face o șotie, derupe locul și pe aceasta lângă doamna. El știe că doamna poate să-l judece sau poate să-l ierte, poate să-l certe sau poate să-l dai afară din clasă, dar nu se poate desminți de el, e copilul ei, e din grupa ei. Nu se poate desminți de el, e ca la preot, știi? Știți când se spune, băi, ăla e de la tine din sat, bă, sunteți niște prăpădiți, bă, popa o ia în freză, săracul, simte atunci că îi trec prin el toate apele din munte. Nu poate spune că nu e așa. Dacă e înțeles, zice, bă, e de la noi, dar asta încă nu s-a pocăit. Mai are. La noi s-a pierdut un pic cuvântul pocăință, că au apărut tot felul de pocăniți, pe post de pocăiți, și ne-au furat sensul pocăinței. Ce înseamnă până la urmă să te pocăiești? E ca atunci când vine acasă bărbatul, îi o țără aghesmuit nu de la Domnul și muierea atunci se apucă să-i spună tot ce lipsește lui pe suflet. Aia e cea mai bună tehnică să-ți auzi sănătos, de mamă, neamuri, verișor, verișoare. Pentru că să intervii pe fondul de slăbiciune al celuilalt nu înseamnă că l-ajuți să vadă precum este. Bunica mea, care a avut un al doilea soț al ei, mare făcător de minuni, săraca nici nu ridica ochii, lăsa să-și facă sketch-ul, tot ce avea el acolo, piesa de teatru care avea cu ciorba, cu tocana. Și la urmă de tot, după ce se liniștea dimineață, îi băga sare în cafea. Ceea ce faci, voi? Ce să te simți și tu cum am simțit ieri. O, înțelegi, o săptămână era pace și liniște. Până când îl trăgeau iară ceilalți târhari de partea lor și iară venea și iar lua cafea cu sare. Noi râdeam la un moment dat că dacă bunica și-ar fi deschis un bar în Brașov, ar fi trebuit să deschidă la cafeaua cu sare, ca să-și aducă aminte toți. Lucrurile în pocăință înseamnă a pune omul în adevărata lui valoare, a-l ajuta să se vadă precum este. Nu-i suficient, de exemplu, la școală să-i spun unui copil că e prost. Știe și el, săracul. Credeți că e vreun copil care nu se prinde că nu e ok cu el? Bine, acum avem o generație care pe toți, dacă îi întreb ce vrei să te faci, vreau să mă fac NASA. El nu știe ce e NASA, dar vrea să se facă NASA din start. A dispărut idealul imediat de lângă noi. Nu o să mai auziți decât foarte rar un copil care vrea să fie un tată bun sau o fetiță să vrea să fie mamă bună. Eu n-am mai văzut de mult fetițe jucându-se cu păpușile. Se uită la desene cu păpuși, se stau pe iPhone și se joacă cu mogâldețe care se... Bă, dar să le vezi că au ele bucătăria lor, cum aveau soră mea, colegele mele de generație, că mai fac din papaleașcă câte o prăjitură, că fură din făină de la bunica și fac niște cornulețe, ferească Dumnezeu, că așa mi-a lăsat eu primii dinți, donație unei astfel de săl de bucătărie. Da, dar erau acolo, erau vii, își creșteau maternitatea. Nu-i suficient. Pocăința înseamnă, de fapt, să găsești modul prin care, intrând în relație cu Hristos, să nu te rușinezi. Să știi că de la El poate izbucni iertarea. Mă întreabă foarte des studenții care sunt cele mai frumoase de declarații de dragoste. Și azi, mă, până pe la 20 de ani e aia cu te vreau. Între 20 și 30 te iubesc, după 30 la 40 iartă-mă și după 40 mulțumesc. Trebuie să învățăm că sunt vârste ale părerii de rău, ale vieții noastre în care ne așezăm împreună cu Hristos, trăim împreună cu El. Cel de-al treilea mod de a ridica crucea este acesta al Mântuitorului Hristos, al celui fără de păcat. Niciunul dintre noi nu putem face ca El. Dovadă că ceea ce ne dăruiește Hristos este viață în fiecare cruce pe care o ducem. Oricât de mică ne-ar fi suferința, din ea, dacă știi să ți-o păstrezi, înmugurește o calitate în plus. De câte ori n-ați văzut în viață oameni care nu le ajungeai la nas cu scara de pompier, cu asta nouă, care merge până la 40 de metri? Au dat o dată în bară și fie 3 zile s-au pocăit și pe aceea tot proști au rămas, fie după alea 3 zile au lucrat cu pocăința lor și s-au făcut înțelepți și luminați. Stânga sau dreapta? Atât. Nu există altă posibilitate de a te așeza lângă crucea lui Hristos decât aceasta. A
tâlharului care îi vede pe toți ceilalți de vină, numai el nu, sau a tâlharului care simte că-i vina lui și vina lui o dăruiește lui Hristos. De ce este importantă crucea lui Mântuitorului Hristos? Îndrăznesc să vă spun tot o poveste. Când am mers la filmări atunci în Țara Sfântă, într-un singur loc nu ne-au lăsat colegii noștri ierusalimiteni, deși aveam aprobarea Patriarhului Ierusalimului să filmăm, la Mănăstirea Sfintei Cruci. Undeva pe un câmp lângă Ierusalim, era un loc unde locuia un bătrân care îi învăța pe tineri să facă tâmplărie. În vremea aceea nu cumpărai tâmplăria gata făcută ca noi, din China neapărat. Tot ce nu vi se închide la geamuri, atenție, nu e de la noi. E bine, bătrânul acela a primit la un moment dat poruncă să-l antreneze pe un tânăr din Nazaret, pe care îl chema Iosif, ca să-i dea de lucru ceva. În depozitul atelierului lui, după ce au zis ce-i merge mâna, era foarte bun ca tâmplar. Toți nazarinenii, să știți că erau foarte buni ca tâmplari. De altfel, istoria ne păstrează că tot ce a însemnat lemnărie în templul sfânt de la Ierusalim a fost făcut de nazarineni. Da, tâmplăria era o meserie, o nimica toată, pe lângă ce învârtau ierusalimitenii. De aceea, la un moment dat, se întreabă când aud că e născut în Betleem Domnul Hristos și că îi se mai spune și fiul nazarineanului, întotdeauna au dubii. Cei mai buni erau ei, ierusalimitenii, ca bucureștenii la noi. Dacă nu ești de București, nu ești un de calitate. E bine, tânărul acesta se pare că era foarte talentat la lemnărit și atunci, ca să-l încerce, meșterul i-a dat să facă o masă dintr-un lemn foarte greu. Ei nu știu atunci de unde vine lemnul acela. Atât de greu, încât câteva zile bune a lucrat și abia a putut să-l cioplească, dar i-a ieșit. Și masa după aceea a fost aruncată așa într-un colț acolo. Bucata aceea de lemn mai avea o bucată de rezervă și când au căutat să pună deasupra intrării la templu un lemn care să protejeze lemnele și să nu alunece zidăria, au încercat să pună lemnul acesta, dar era atât de greu că s-a fisurat. S-a fisurat efectiv zidul. Au încercat să-l folosească în alte locuri din templu. Au zis, mă, nu, ăsta nu-i bun decât cel mult de punte între Ierusalim și Ghienă, gunoiul Ierusalimului. Și atunci au luat cele două bârne din care era alcătuită masa și le-au pus peste Ghienă, peste râul care curgea acolo și făcea legătura între Ghienă, groapa de gunoi și Ierusalim. Am constatat că aici, dacă te depărtezi de Jina un pic și treci de carieră, găsești o groapă de gunoi nesemnalizată, adică riști să te uiți la peisaj și să te uiți, te umpli de uimire. E bine, de unde să știe tâmplarul acela că cele două bucăți de lemn alcătuiau inima corăbiei lui Noe, cea care făcuse să supraviețuiască tot ce însemna animal, viață, atunci cu potopul. Și ei când au luat-o și au îmbibat-o în gunoiul, în scursura de la toate gunoaiele care treceau dinspre Ierusalim, spre Ghienă, nu știau că din cele două bârne, ca să-l batjocorească, aveau să-i facă crucea Mântuitorului Hristos. Din două lemne ducătoare spre gunoi, Hristos a făcut un lemn al crucii ducător spre rai. Asta arată valoarea crucii. E lemnul convertit de Hristos la valoarea dintâi, valoarea de inimă a salvării, inima mântuirii, inima corăbiei pe care putem să ne urcăm cu toții. Ce a izvorât dintâi din lemnul crucii? De ani de zile m-am întrebat, m-am chinuit, de ce mi-e mie dragă crucea? De ce, de exemplu, crucii ne adresăm ca unei persoane? Bucură-te cruce, ridică-te cruce, luminează-te, zici că e colega ta de biserică acolo. Preoții au obiceiul ăsta de a intimiza dialogul cu crucea. O și poartă mai des și o și arată până când o să ne mai lase. O să vină și o vreme în care o să vedeți că va trebui să o ascundem bine, să nu dăunăm de cei care sunt supărați pe cruce. E bine, la un moment dat, am citit într-una dintre memoriile din pușcărie și vreau să vă spun aceasta, poate cea mai frumoasă explicație a izvorului din lemnul Sfintei Cruci. Se povestește
că unul dintre marii duhovnici ai României, Părintele Ioan, de la mănăstirea de la Vladimirești, care ulterior a fost călugăr lângă Târgu Mureș, părinte duhovnicesc lângă la Recea, lângă Târgu Mureș, Părintele Ioan a suferit foarte mult, a fost duhovnicul maicilor de la Vladimire și a luat-o pe coajă și pentru vrute și pentru nevrute, că așa au fost în vremurile și nemernicii din vremurile acelea, nu că s-ar fi schimbat nemernicii, nici vremurile, dar... E bine, luat și portat, chinuit, condamnat fără să aibă condamnare, de fapt, fără niciun soi de anchetă, este condamnat în repetate rânduri și ajunge să facă pușcărie undeva la Aiut sau la Gherla. Și după câțiva ani buni de pușcărie, este chemat să vină să dea încă niște declarații într-un alt dosar și este adus la Jilava. Cei care n-ați fost la Jilava sau la Gherla și la Aiut, trebuie să vă spun că în toată viața mea de mai bine de 50 de ani, n-am cunoscut locuri mai urâte, mai pline de răutate, mai încă se aud în jurăturile în pereți. Dar, într-adevăr, trebuie să recunosc că încă se aud și rugăciunile, șoaptele de iubire din pereții pușcărilor acestora. La Jilava, când am filmat prima dată, domnul Andrei Măgălie, care era regizorul filmului nostru, l-am văzut că a tăcut, n-a mai spus nimic. Și aici ce ai pățit? Mi se pare că sunt încă aici. N-a reușit noi să prindem pe peliculă tot, n-a putut noi să filmăm în toate locurile unde am fi vrut, dar adevărul e că n-a mai ieșit același om din întâlnirea cu pușcăria. E bine, adus acolo, este anchetat. Era o perioadă în care se lăsau un pic ușa deschisă, așa erau mai liberi oamenii un pic, pentru că se întâmplaseră nenorocire de la Pitești și acum cei care fuseseră la Pitești, cei care o uciseseră, erau judecați. Și Ministerul de Interne încerca să o dreagă. Întotdeauna Ministerul de Interne cu asta se ocupă. Să-și dreagă măgăriile. Și la un moment dat, stând ei acolo, încercând ei să o liniștească, le-au dat un pic de libertate celor aflați în pușcărie. Părintele este luat, scos din celulă, trebuia să se întoarcă înapoi în pușcărie la Gherla și i se oferă să-și aleagă dintr-un teanc de cătușe ce cătușe vrea el. Erau cătușe rusești, mari, grosolane, și cătușe americane, finuțe, distinse, care când făceai pasul prea mare, pac, te trageau către picioare, pac, te tot apropiau către picioare, până când ajungeai să cazi de fiecare dată. Când cădeai, se strângea mai tare cătușa. Nu e singurul care a pățit-o, sunt foarte multe memorii în care se povestește că oameni cu experiență în pușcărie n-au știut să se descurce cu cătușele americane. Se pare că nici noi. Și la un moment dat, în momentul când cade în noroi, gardianul vine, lovește, îl mai sparge, îl mai lovește odată, îl bate acolo în noroi, îl zdrobește, toți așteptau să aibă o reacție de om aproape liber, pentru că deja ei aveau voie să se plângă comandantului, să spună, mă doare, oprește-te, puteau să reacționeze. Părintele Ioan nu avea nicio treabă. L-au făcut varză, s-a amestecat noroiul cu sângele, l-au ciomăgit efectiv. Părintele liniștit, când ăștia toți se așteptau să se ridice de jos și să strige, și comandantul aștepta să facă apel la el sau să strige, să-l condamne pe cel care a lovit, părintele se ridică în picioare și spune... Iar eu, nevrednicul, preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Dacă vă întrebați ce a izvorât din cruce, dați-mi voie să vă spun constatarea mea. Din cruce ne-a izvorât iertarea. Dacă mai rezistăm astăzi ca oameni, dacă în viețile noastre particulare, dacă în comunitățile noastre mai avem curaj să ne privim, e pentru că reușim să ne iertăm. Vai celui care nu iartă. Vai celui care crede că din îngânfarea lui și din orgoliul lui poate să aibă liniște și poate să-și crească în liniște viitorul. Sau poate să-și ierte în liniște trecutul. Nimic nu se aseamănă cu iertarea aceasta izvorâtă din Domnul Hristos. Spune Domnul la un moment dat, țineți minte după înviere, pacea mea vă dau vouă. Nu cum dau oamenii pace. Adică în pacea lui Hristos este și iertarea. Ați văzut că în conflictul ruso-ucrainian unii vorbeau de pace și ucideau. Asta e pacea pe care o dau oamenii. Îți dau pace, dar te ucid ca să arăt tot timpul că am dreptate, că eu sunt cel puternic. Pacea pe care o dă Hristos
Este pacea pe care dă mama când își iartă copiii. Nu cred că există mamă să nu fie iertat copiilor ei măcar câteva pocinoguri zdravene. Când ți-e lumea mai dragă, ți-a umplut pampersul? Când aștept să vină soacra în vizită să face curatie în casă, ei tocmai atunci au pus frișca pe toți prăjiturile și tocănița pe toate cerceafurile curate? Observați că sunt lucruri care se repetă generație după generație. Aia cu pampersina, numai de când au apărut pampersina, înainte era mai ciudat. Tații la fel, sau bărbații la fel, nu? Când îi se pare că e mai ocoșă casa, vine unul și bagă câte un jet de noroi pe casă să ne arate încă când contează tot ce am făcut noi. Iertarea este aceasta pe care Dumnezeu ne-a îngăduit-o să vedem în continuare lucrurile cum le-am fi vrut noi să fie, nu cum au ajuns ele să fie. Cel mai de preț dintre toate lucrurile acestea izvorâte din taina învierii Domnului Hristos prin cruce sunt legate de iertare. Sunt convins că țineți minte cum în zorii dimineții, dis de dimineață, femeile, alergând la mormânt, se întâlnesc cu îngerul și îngerul le întreabă de ce îl căutați pe cel viu printre cei morți. Cu alte cuvinte, de ce căutați crucea printre celelalte lemne? Crucea nu-i printre celelalte lemne. Deseori am auzit pe câte unii cum ne învață să ne spună că Hristos n-a fost răstignit pe cruce, ci pe lemn. În greacă sunt doi termeni diferiți. Stavros e cruce. Xilos e lemn. Ca la xilofon, știți când se bate cu cioconelul în xilofon. Ori în greacă, în textul grecesc, apare stavros pe toată linia, adică cruce pe toată linia. Ne jucăm cu limba originală până urma a Sfintei Scripturi. E drept că nu este engleza și nici franceza și nici chineza pe supărarea multora. Vreau să știți lucrurile acestea ca să știți în ce mod ne legăm de crucea lui Hristos. Astăzi, dacă vrem să prăznuim crucea, trebuie să ne întoarcem unul către celălalt, să spunem, iartă-mă, te iert, merge mai departe. E singura declarație de iubire care, de fapt, ține lumea. O lume neiertătoare. A zis ce rei ne-a făcut după COVID, zici că ne-a luat dracu sufletul. Dom'le, așa cu vioși am fost în primele zile COVID, când ne era frică de moarte, ne rugam, eram grijulii, până când ne-a crescut un pic încrederea în noi, ne-a dat seama că nu-i dracul negru, ci roșu cu dungi galbene, ne-am obișnuit cu toate și oricum câtă vreme au murit la alții, nu au murit la noi, nici nu există. Da? Când am ieșit un pic din strungă, nu vă învăț eu oierit, când am ieșit o țări din strungă, ne-a făcut câini ciobănești la loc. Am lătrat, am călcat în picioare, nu ne mai interesa nimic. Asta arată odată în plus că n-am înțeles nimic din iertarea lui Dumnezeu. Ne sunt date multe în viață ca semn al iertării și al bucuriei. Când am ajuns în Moldova de dincolo de Prut, o doamnă, la comemorarea lui Grigore Vieru, poetul, mi-a spus că ea la 12 ani privea de departe cum rușii călcau în picioare și ucideau satul. Și că ea nu știe ce să facă pentru că are 80 și ceva de ani și nu poate uita. Și a zis, îi știi pe ruși, pe nume, pe fiecare? Nu. Dar pe cei uciși de ei știi pe nume? Da, pot să faci un pomelnic? Pot. Hai să-l facem împreună. Și într-un colț de adunare măreaț, acolo ne-am pus amândoi și am făcut pomelnicul împreună. Și am zis, acum să-ți spun. Poți să ierți doar pe cei care îi cunoști și și-au cerut iertare. Pentru ceilalți poți să aplici iertarea generalizată, dar asta n-are rod. Decât să te tulburi și să nu uiți. Nu-i mai bine să-ți aduci aminte de toți cei pe care m-ai înșirat, bătrâni, copii, femei, bărbați, și să te rogi pentru ei ca pururea înaintea lui Dumnezeu, ei să fie izvor de iertare pentru orice fel de altă răutate care s-ar putea întâmpla? Și femeia zice, strașnic ai zis, nu m-am gândit niciodată. Seamănă oarecum cu situația aceea în care o mamă se roagă pentru copilul ei alcoolic. S-a dus la părintele Sofronie de la Essex și o femeie zice, nu știu ce să fac, cum să mă rog că fiul, în ciuda faptului că mă rog aproape continuu, nu se lasă de băut. Și a zice, cum îl pomenești pe băiatul tău? Ce, păi îl pun pe pomelnic și îl dau. Ce, da, știi, mai bea și cu alții în grup? Grupul de tâlhari, cum s-ar zice. Ce, mai bea. Îi știi și pe aia, da. Auzi,
pune-i pe toți ceilalți pe pomeni și pe el ultimul. Că dacă Dumnezeu se milostivește de aceea, poate o altă mamă se roagă pentru al tău și altă mamă pentru copilul celelalte. Rugați-vă fiecare pentru copilul celelalte, că dacă unul singur dintre ei se pocăiește, toți ceilalți se adună și primesc iertarea lui Dumnezeu. În timp, așa rând în Dumnezeu să fie. Unul dintre cei de pe pomenic s-a pocăit, i-a părut rău de comportamentul lui și el i-a vindecat și pe ceilalți de instabilitatea pe care le-a adus-o. Pentru că a sta în cruce înseamnă a sta lângă cei care sunt în suferință. Nu. Vă spun eu, nici Jina, nici Poiana, nici Rodu, nici Tilișca, nu mai vorbim de orășeni, nu vor intra în istorie că și-au întins covoare rungi pe stradă la nuntă. Vor intra doar dacă vor face binele către ceilalți. Și nu vă mințiți. Oamenii se uită la casele dumneavoastră, la drumul dumneavoastră, la ce aveți, dar nu vă știu inimile. Nu știu că în adâncul, în vârful inimii, aveți în continuare nevoie de bogăția iertării crucii lui Hristos. De aceea, câte o seară ca aceasta, nu înseamnă decât să vă aduc aminte. Iertați-mă că vă aduc aminte. Nu suntem doar trup, suntem și suflet. Slavă Domnului! Și avem nevoie unii de alții, de cuvânt mângâietor, de dragoste iertătoare și bucuria de a fi ca oameni. De aceea, astăzi, înainte de a pleca din sală, întoarceți-vă în stânga și în dreapta și învățați să spuneți, iartă-mă! Și vă rog să primiți iertarea crucii lui Hristos. Nu sunt decât trei moduri în viață de a ne călca, de a ne purta crucea. Ca un tâlhar pocăit, ca un tâlhar încăpățânat sau ca un Dumnezeu plin de slavă. Cea de-a treia ne este aproape imposibilă. Hristos o face posibilă prin dragostea sa. Vă mulțumesc! Acum, după ce ați vorbit așa despre cruce, cred că dacă m-ar întreba cineva pe mine ce înseamnă crucea, aș spune că e semnul pe care mi-l fac și zic, Doamne ajută să nu cumva să vrea să intre părintele în dialog cu mine, că mă tem. Dar, părinte, vreau să vă pun o întrebare, pentru că... Deci el intră în dialog cu mine, Doamne ajută, dar nu prea. Da. De-aia vreau să vă pun o întrebare, că atunci nu risc. La dumneavoastră este răspuns, la mine mai puțin. Pentru că ne aflăm în perioada postului, care e forma aia de post sincer? Pentru că dintre toți suntem care postim, suntem care nu postim, suntem care postim și ne lăudăm. Care e postul sincer? Ăla pe tăcute. Adică ăla în care muierea îi mai scapă și o bucată de carne la bărbat care vine de la muncă și nu-i scoate ochii pentru asta. În care mama poate să facă macaroane cu brânză pentru copii că nu-i cade unghia. Dar dacă ea vrea să postească, o postește. Dacă soțul ei vrea să postească, postește. Eu m-am săturat de toate rețetele de post. Mi-e până în nas. Când aud carte de bucată de post, mă ia rău. Hristos, pentru asta să fi murit el pe cruce, să facem noi fasole frecate pe bune? 21 de feluri de fasole frecate. Doamne, iartă-mă! 42 de nuanțe de orez. Adică am devenit parșivi. Știți? Ca la când a intrat în restaurant și a zis, bună ziua, nu vă supărați, aveți sote de balenă? Nu, aveți ciorbă de calamar? Nu, Dumnezeu său, mi-am martor că am vrut să mănânc ceva din mare, dați-mi o friptură de porc. Știți, adică, nu trebuie să ne scuzăm. Sau încă ceva pe care acum eu îl văd din interiorul bolii ca atare. Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni bolnavi. Tare mult m-a impresionat săptămâna trecută o doamnă. A venit ce, părinte, te rog să-mi dai binecuvântare, că ce am un diabet care mă chinuie. Îmi dai binecuvântare să pot lua o bucățică de brânză, un pic de lapte. Doamne, m-a topit. Deci între viața ei și viața cu Hristos, alegea viața cu Hristos. Nu, există o decență a postirii. Bătrânii nu se lăudau pe vremuri că postesc. Spălau vasele de grăsime bine, cu sodă, caustică, le puneau la uscat și după aceea tot ce se petrecea în casa lor, și știți bine că ați avut bunici de ăștia, slavă Domnului, tot ce se făcea în casă era legat de postire fără să se facă atâta tam-tam. Noi acum suntem gălăgioși. Ne place să ne dăm rotunzi. Panina, ani, auzi, ne sună telefoanele în post, adică v-aș îndemna în post să iertați mai mult, să vă uitați către cel care are nevoie și să nu uitați că sunteți muritori.
Vă rog eu frumos, aduceți-vă aminte că nu suntem din fier forjat. Slavă Domnului că de cele mai multe ori ne aduce aminte câte o boală că suntem oameni. Dar nu trebuie să ajungeți acolo ca să conștientizați că sunteți oameni. Este o pildă care poate nici n-ar trebui să o zic eu, dar așa îmi place de ea de nu mai pot. În postul Crăciunului prin anii 50 și un pic s-a desfășurat o ședință a Sfântului Sinod al Bisericii la Cluj cu Patriarhul Justin. Justinian era. Și în fața clădirii unde se ținea ședința respectivă erau niște lipoveni din ăștia mai sărăcuți care săpau șanțuri, puneau telefoane. Bă, un fric de crăpau pietrele. Patriarhul a ieșit afară să vadă ce mai fac. Ăștia mâncau, erau la prânz, mâncau niște slană cu pite, era postul Crăciunului. Și a ieșit un firfizon de ăsta de popă și a început: vai, în fața prea fericitului mânca slănină, că nu, în fața mea au săpat șanțul. În fața ta mănâncă slănină. Adică el era impresionat de munca depusă de ei, nu era impresionat de slănina lor. Eu am uitat odată când predam italiană la Gheorghe Lazar în sală, ăștia mâncau niște prăjituri cu frișcă de mău nebunit, era postul Paștelui. Eu m-am uitat la niște, Doamne, binecuvintează mămăliga asta cu ciupercea fraților mei elevi, ciupercea să râdă toți. Adică trebuie să fim un pic mai îngăduitor, nu cu alimentele, ci cu înțelegerea adâncă a postirii. N-ar trebui să postim fără psaltire. N-ar trebui să postim fără faptă bună. N-ar trebui să postim nemergând la biserică. Că sunt mulți care postez, dar nu merg la biserică. Rostul postirii este Euharistia, împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Nu este doar un efect de nutriționist. Popa nu e nutriționist. Nu suntem Mihaela Bilic, care mi-e dragă tare. Nu suntem niciun popă Mihaela Bilic. Suntem popi cu acte în regulă. Întrebați-vă fiecare duhovnic cu care limita de la care postul vă dăunează smereniei. Că postul e și o chestie de smerenie. Nu te-a pus să postezi și ești pe ăsta, băi, look at me, și am băgat eu acum numai ciuperci de o săptămână. Se simte. Și că toate ciupercile sunt bune, unele numai o singură dată. Deci, grijă mare cu astea. Și nu în ultimul rând, există o cordialitate cu Hristos pe seama mâncării. Să vă povestesc. În urmă cu foarte mulți ani eram proaspăt duhovnic la facultate și m-am dus de acasă, de la Sibiu, de acasă, tot acasă, acasă la Brașov. Eram în compartiment cu o fătucă de asta, cu triplă otită, știți, avea trei baticuri, venea de la nu știu care părinte duhovnicesc. M-am uitat la ea, era un desen, era o imagine creștină din Absurdistan, nu din Republica Ortodoxă unde locuiam eu. Și văzând-o eu pe ea așa, se-și uita exact cum se uită ghibolul în bârne, de se uita așa hotărâtă, abia așteptat să fac. Eu cu minte, m-am stat, mi-am deschis cartea, citeam, n-am comentat, nu m-am uitat, n-am vorbit, n-am respirat, n-am nimic. Și au apărut niște copii, m-am jucat cu niște copii și dintre ele mi-a dat o bomboană. Zic, a, mulțumesc bărbată, zic că îți mulțumesc foarte mult. Când să, pe atunci puteam mânca dulce, când se ia bomboana, început aia. Nu vă rușine! Mâncați bomboane cu lapte! Cioara ampar, frate, adică ortodoxia ciorii. Am lăsat-o ce am lăsat-o și am zis cu coană, hăi. Poate n-auzi bine de atâtea baticuri. Ce faci acum, zic, e cel mai deplorabil mod de a proteja postul. Află în roadă că azi e harți. Dacă te uitai în calendar, scăpai de o grijă. Prostavanul. Că de aia ne dă Hristos calendarul, să avem hartă la postit. Uai, ofuscată. I-am și arătat că era harți. Păi scrie. Dacă nu era, puneam cu pixul, că oricum puteam. Iată ce? Cum să te lești, frate, de un copil că mănâncă bomboane? Trebuie să fim absurzi. O schimb acum mai nou, zice, am postit cu o tocană de sturion și cu niște ecă de Manciuria aduse cu 8.000 de euro kilogramul, că am tras un post. Postul e și o chestie de... Știți cine postește cel mai corect? Copilul de la școală care îl vede pe colegul lui de bancă că n-are sandwich și rupă sandwich un două. Ăla e post. Poate să fie și cu salam, Doamne, de Sibiu, dacă se poate. Da? Dar e acolo. Ăla e gestul. Că știți cum se făcea pe vremuri? Din ce nu mâncai, plusul care îți rămânea în casă, dacă, și rămânea de obicei, acum în post e mai scump ca înainte. Da? Până iei tu niște nutrimente și niște vitamine care să înlocuiască și neapărat trebuie să mănânci pâine de aia cu sfeclă sau fără sfeclă și cu maia, fără maia, cu muci, fără muci, că astea mai avem să ne mâncăm, prostii.
tot ce ne vândă cu greier, da, da, asta, aia cu greierii, să știți că cea mai mică ispită care o avem. Mâncăm noi niște prostii mai mari ca alea, vă asigur, între brânza de jina și brânza adusă din Ecuador, în coașul de lămâie, preparată cu scuipat de hipopotam. Adică suntem în lumea nebuniei. Da. Ce nu vi s-a întâmplat să vă curgă balele și la ciorbă de fasole? Hai pe bune! Când e să te ispitească pofta? Ia, dacă vezi că acum fasole, boabă mare, cu ceapă roșie crăpată în patru și sare, noi știm despre ce vorbim. Jumate din România nu mai știe. Jumate din România nu mai știe. Lapte de fistic. Hai să fim serioși. Deci atenție, postul e o chestiune de smerenie, mânci ce ai și dai slavă lui Dumnezeu pentru ce n-ai. Punct. Restul-s bancuri. Alte întrebări. Vorbeați înainte despre iertare și vreau să înțeleg dacă la iertare trebuie să avem și o limită. Adică da, te iert azi, te iert mâine, te iert pui mâine, dar dacă insiști în a fi prost, te mai iert la infinit? Se vede că te-ai corupt prin partide. Se... Iertarea asta limitată e inventată de ideologie. Pentru mine, cele mai nenorocite momente despre care eu am citit în România, și mă iertați că revin pe ele, dar bă, parcă le-am uitat. Sunt momentele în care te judeca Tribunalul Poporului. Da? Pe vremea comuniștilor, sunt mii de oameni care au făcut zeci de mii de ani de pușcărie fără să fie judecați, fără să aibă o condamnare. Ei au trimis și gata. Acolo era iertarea nelimitată, era neiertarea nelimitată. Te doare sufletul când îi auzi. Pentru mine a fost foarte impresionat, citeam zilele trecute despre părintele Gherasim de la Mănăstirea Tismana, care s-a stins în pușcărie la Ognele Mari, la Târg Ogna, pardon. Părintele a identificat în spital, între ceilalți tebeciști care erau împreună cu el, pe studentul care l-a bătut și l-a chinuit. Erau colegi de chilie, de salon în spital. Și povestesc cei care au urmărit moartea lor, s-au stins în aceea zi, în ajun de Crăciun, sau în zi de Crăciun, dacă nu mi-aduc. Și la un moment dat îi spune părintele Gherasim, celui care l-a torționat, l-a rupt, l-a îmbolnăvit, de fapt, atâtea dat în plămâni și în rinic până l-a îmbolnăvit. Ce? Te iert pentru că erai tânăr și nu știai ce faci. Adică tinerețea e manipulabilă. E încă liber la ideologizare. Ce, da, dacă eu te-am iertat, spune el, și noi toți ceilalți te-am iertat, înseamnă că și Dumnezeu te poate ierta și îi spune lui și o să-ți găsească un colțișor de rai și ție. Păi, de cap. Vă dați seama să auzi asta înainte să mori? Părintele când moare zice, ultimile cuvinte zice, auzi? Cântă îngerii. Cine s-a purtat ca un înger în iertare, aude îngerii cântând. Ce s-a comportat orgolios, grosolan, aude. Sau nu mai aude nimic, de fapt. Sunt mii de astfel de momente, mii de astfel de lucruri. Nu știu dacă vă aduceți aminte când ați luat prima notă mică la școală. Ăștia mai ales crescuți în familii orgolioase, care nu vreau să audă de note mici. De la școală până acasă nu știați cum să muriți. Vă gândeați, vai de mine, dacă m-ar lovi acum o mașină, dacă m-ar bate unul pe stradă să mă duc plin de sânge acasă. Toți am avut în mintea noastră sute de momente prin care să evadăm de nota mică luată prima dată. Și am ajuns acasă, ne-am așezat la masă și ne-am întrebat, mama, ce ai făcut astăzi la matematică? Pe noi ne mai întrebau, acum n-ai cura să-i mai întrebi că te bai. Sună ea la 8-9-9-9 la protecția copilului și gata, te-au legat. Și Doamne ferește să-i întrebi pe copii cât au la școală. Doamne ferește. Da? Și te întreba, cât ai la laș? Te uitai acolo, erai cu ciorba așa, nu știu, să o înghiți cu totul, să mai... Ce, bă, am luat un 5. Și venea dintr-o dată cuvântul, e, lasă-mă, că data viitoare învățăm mai mult, facem împreună, mai lucrăm la matematică. Dacă soluția era să dau cu ciorba în cap, 5-ul ăla era de-a purul semănat în inima omului. Dar când mama te iartă și te încurajează, la mine tata era cu sectorul ăsta de încurajare, când te încurajează unul din părinți și știi că poți și că stă în tine puterea de a merge mai departe, totul este minunat. Și mai un aspect.
Eu am luat o prima notă mică în viața mea, în clasa 9 la liceu, la un test de chimie. Eu fiind la secție de chimie. Și acum râde profesora de chimie de mine când povestesc asta. Am luat eu un 5 acolo, nu luasem 5 în viața mea, nici nu știam cum se scrie în carnet. Și pentru că m-am prins, era notă mare, că cea mai mare notă era 6 și un 7, restul aveam 5 pe linie toți, că treceam de la școala generală la liceu de specialitate. Și aveam gumă în mână, l-am lipit testul, copiii nu vă dau idei, da? Am lipit testul cu gumă, am dat așa în bancă și a stat testul de nu se vedea când căuta cineva în bancă. Și vine doamna, se uite, mătul ai ascuns, nu, scoate geanta, mă uite, băi, Costi, dar ți-am dat testul. Doamnă, nu știu, n-a ajuns la mine. Mi-aduc aminte că ai luat 4. N-am mai putut să zic că își aduce aminte prost. Ia, fiți atenți. Nu poți, scăderile nu le poți ascunde. Depinde foarte mult de cel care te ascultă și care stă lângă tine. Întrebat odată un părinte duhovnicesc care crede că cea mai mare calitate a unei femei a spus iertarea. Și apoi ce dată a unui bărbat? Iertarea. Da? Deci nu glumesc. Crucile, noi nu putem purta crucea în locul celorlalți. Noi putem purta cu demnitate doar crucea noastră, atât. Nu putem purta crucea soției, a soțului, a copiilor, a bolnavilor din casă. Nu vă mințiți. Doar împărțiți crucea, dar ei o duc. Când aveți câte un bolnav acasă și vă enervează că deja cetăm apă, că mi-e sete, nu mai îmi dă apă, că dacă beau apă trebuie să ies la WC-ul. Dă-mi aia. Nu, ați văzut că sticăiți, bolnavii sticăiți, așa s-a făcut ei. Vă ziceți, bă, ce mă chinuie. Dacă voi vă chiniți ascultându-l, vă dați seama cum se chinuie el trăind ce vă zice vouă. Așa că, acum o să zic în limba cultă, despacito, mai ușurel așa, calm, liniștiți, mai destinși. Știți că pe cruce ne urcăm singuri, dar de dat jos ne dau alții la sfârșit. Bine? E un subiect care e fain de câteva zile bune prin presă cu acea propunere de a se introduce religia ca materie opțională de bacalaureat. Nu vă întreb dacă sunteți de acord, că e clar, dar vreau să auzim argumentele frumoase și consistente pe care poate și noi să le transmitem mai departe. Pentru că, da, cu siguranță și cu adevărat trebuie să fie bine. Acum, nici n-am să vorbesc prea mult, că mi se pare inutil. La un moment dat, un mare psiholog francez spunea așa, între a-l învăța pe copil să citească și a-l învăța să se roage, voi prefera tot timpul să-l învăț să se roage, pentru că rugându-se citește în cea mai mare carte a lumii, care este natura și prezența lui Dumnezeu în natură. Punct. Restul sunt prostiuțe. Într-o țară care a ridicat la rang de pălăvrăgeală educația, nici n-are rost să vorbești despre educație. Îmi pare rău să spun. Există un scriitor, Jacques Maritain, un psiholog, un filozof, un etician foarte bun, care în 1962, când a avut loc prima nebunie de genul ăsta, a confuziilor între a educa și a ideologiza, atrăgea atenția că a educa este mai mult decât a ideologiza. Și că în niciun caz nu poate fi rezolvat într-un spațiu media, care este un spațiu al gargarei și al non-reflecției. Normal, lucrurile astea trebuie reflectate, gândite, așezate. Eu m-am întrebat, vă spun cu una pe inimă, eu am dat bacalaureatul din chimie, fizică și limba română. Știți că noi avem o limbă națională, se cheamă limba română. Știți? Și l-am dat așa cum ne-a găduit Dumnezeu. Dar eu învățând fizică și chimie, n-am învățat despre Dumnezeu? E ceva în chimie care putea să fie, e real fără să fie Dumnezeu? Chimia doar descoperă tainele puse de Dumnezeu în natură. Fizica descoperă tainele pe care Dumnezeu le-a pus în natură. Eu tot râd că dacă egal 9,81 metri pe secundă la pătrat e pentru că vrea Dumnezeu, nu pentru că am descoperit noi. El păstrează nu, atracția telurică, să-i spunem, pentru a putea să reziste toate lucrurile acestea. Adică e o falsă problemă, exact ca falsa problemă cu educația sexuală. M-am întâlnit odată la o conferință într-un spațiu prezidențial și îmi spunea un tânăr de la o asociație, că, părinte, îmi pare rău, dumneavoastră, generația noastră n-a făcut educație sexuală. Zic, bă, pui la mine, bine. Bă, ficior,
la grădiniță băieții mergeam la oliță albastră și fetele la oliță roșie, clar. În 12 ani de clasă n-am intrat atât în WC-ul fetelor. Cum pot să-mi spun eu că n-am făcut educație sexuală? Și n-am luat niciodată short-ul, soră mi să joc fotbal cu el, că deveneam penibil. Adică anatomia nu poate fi șmecherită, știți? Degeaba asta e să le spui. Acum e vremea gargaragiilor. Le dorim succes. Ceea ce cred că au nevoie copiii acum este de un pic mai multă așezare în reforma educațională și de demnitatea adulților. Adulții vorbesc în numele copiilor fără să-i întrebe. Îi spui așa, copiii și-ar dori. De fapt, n-ai nicio treabă. Părinții, care sunt unul mai deștept decât altul, ea abia o gătat 10 clase, o căzut în cap cu Google cu tot, s-o bărita bine cu unul care are bani, nu se știe de unde, și într-o dată e mare om de cultură. De unde, gică? Google-ul nu locuiește gena culturală, să fim serioși. Poți să ai toți banii din lume, tot ca o țoapă mergi, dacă nu te-o învăța mumă ta și tata tot cum se merge pe tocuri. Poți să pui pe tine toate hainele de blană, n-arăți decât ca o oaie belită, n-ai nicio treabă cu... Serios, uitați-vă bine. Despre ce vorbim? Astea sunt chestii care se cresc, sunt culturi întregi, generații după generații, după generații, după generații. Știți că mulți ar vrea să poarte pălăria ca jinarii, dar trebuie să fii din jina tată să știi cum să-ți înfici clopul în cap. Ăsta e adevărul, nu-i glumă. Nu-i glumă. Auzi că am mai încercat unii să-și pună, nu? Ați văzut, nu? Și-au pus clopul pe cap, dar ziceai că-s din altă lume. Bă, pe jinar stă, că el asta a făcut, asta a trăit, bună sau și străbună sau așa, ori mers pe stradă. Nu poți copia la nesfârșit. Și ultimul lucru pe care, să știți că trebuie să vi-l spun, îmi pare rău că trebuie să-l spun, Jacques Maritain acesta spune la un moment dat că toată școala are o orientare politică fără să vrea. Pentru că, de fapt, politicul dictează ce vrea să facă din oamenii generației sale. Ori, la noi prea multă stângă sau prea multă dreaptă au dat peste cap stângă, dreapta a dat peste cap stânga, stânga, dreapta, au făcut fracturi. Nu mai înțelege nimeni nimic. Tot cu vabohul ăsta care ni se propune acum ca educație, n-are nicio legătură cu educația ca atare. Îmi pare rău să o spun. Știți de ce ne salvează? Faptul că la nivelul comunităților educaționale, la nivelul școlilor, profesorii și învățătorii fac rezistență la asta. Și copiii. Copiii sunt simpatici. Poți să le vorbești ce tu vrei. Păi, el nu ascultă decât ce interesează. Am zis că pentru noi COVID-ul a fost așa un pic de lecție pentru profesori, mă încadrez acolo, pentru că diminețile când mergeam la câte o inspecție într-un sat sau ceva, domne, miroseau copiii aia de te trăzneau, laptea, ei abia își busără laptele, parizărul, era între dinți încă, miroseau usturoi cu lapte, cu covăsât, cu ditate. Da, când a venit COVID-ul și n-aveam cui preda și mirosea numai dezinfectant, aia nu e școală. Oamenii ăștia vor să ne facă niște școli ca laboratoarele, să arate să puta dezinfectant. Prefer școala românească care miroase a copil de țăran care vine pe jos un kilometru, bucuros că se întâlnește cu colegii, zglobiu, sănătos, care știe să zâmbească la vreme și care sigur că nu neapărat de corn și lapte vine la școală, dar când ni se dă cornul și laptele știe să-l prețuiască. Ne-am pierdut prețuirea pentru școală. Credem că e o chestie care azi e așa, mâine e așa. Ori oameni care au făcut studii care pot fi perimate ca atare, diploma nu te face expert. Diploma doar atestă faptul că ai urmat o școală, atât. Deci oameni care n-au crescut în ei valori, n-au cum să ne facă pe noi ceilalți să ne înțelegem care sunt valorile pe care vor să le exprime. Și un ultim gând. Eu sunt convins că bacalaureatul nu e semnificativ pentru învățământul unui copil. Există un examen pe care copiii îl dau la 20, 30, 40 de ani de la terminarea școlii. Aceea în care își cresc copiii acasă. Uitați-vă la noi ce mai știm din matematica învățată în școală când vrem să-i ajutăm pe copii. Ales, bules. Nothing. Uitați-vă că încercăm la engleză, unde noi am fost buni la școală, să le explicăm câte ceva habar ne avem, mereu, cu excepția teacherilor care sunt de meserie. Sau în încercarea noastră, uneori, disperată de a învăța istorie. Bine, la istorie e periculos că ăștia nu mai învață nimic. Ștefan cel Mare nu există. Nu există o grămadă din voievozii români, Doamne ferește. Și atunci, normal că în fața unei astfel de contramaterii, nu prea ai cum să reziști. Nu, n-ai. E foarte greu să reziști. Eu am întrebat pe niște copii la o casă cu probleme
de sănătate. Erau copii, toți copiii care făceau școală acolo aveau câte o boală cronică mortală. Cancer, insuficiență renală. Dar erau toți, veneau la clasă, erau într-o singură clasă toți. Și le-am întrebat, băi, voi despre ce ați vrea să întrebați acum? Învățați acum. Părinte, nu că ești matale, asta era o simpatică, o fătuță din Dolj, nu că ești matale a citon, dar nu ne explică nimeni ce se întâmplă, domne, cu noi după ce murim. Ce materie explică asta? Filozofia? Maybe. Engleza? Nu. Matematică? Este o singură materie care explică omului că e nemuritor. Dacă nu vrem să dăm acolo bacaloriat la nemurire, sănătate, dăm la celelalte mortăciuni. Dăm matematică la admitere de când se știe școala românească sub comuniști. Am uitat să spunem când s-a băgat matematica la treapta întâi. Țineți minte că mulți dintre noi am făcut treapta a doua și tot ni se spune că n-am făcut școală bună. Ne zic puștii ăștia care n-au făcut nimic. Țineți minte că era treapta a doua mai grea decât treapta a întâi? Că stăteai la coș și așteptai să vezi dacă ai intrat sau nu cu nodul în gât cât China? Nu, acum vai să nu-i stresăm, să scoatem examenele de admitere. Facem niște examene așa, le desenăm două rățuște pe apă și întrebăm ce animal este de pe apă. Este vorba de... Bravo! Păi da, n-ai zis nimic. Bravo! Noi știm că ai vrut să zici rățușcă. Țineți minte un pedagog de școală nouă când întreba ce iaște, da, crastravetele. Exact acolo suntem. Semn că din când în când școala își trăiește propriile sale ciclizări. Examenul studenților și elevilor este dat la câțiva ani după ce au terminat școala. Așa am să vă povestesc și cu asta mă apropiu de încheiere ca să poate să ne mai cânte arădenic, altfel au venit de departe și au cântat prea puțin. Sora mea este învățătoare și îmi povestește din experiența unei alte învățătoare că a avut o întâlnire cu foștii elevi. Ele fiind învățătoare la 17 ani, că atunci se putea, trecuseră, cred că vreo 40 de ani, dacă nu mai bine. 40 de ani au trecut, de la prima generație pe care o avea. Și povestește că au venit toți copiii aia, care știam și eu, că și eu m-am dus cu ea la școală și era colegă cu sora mea. Și la un moment dat, unul era polițist, unul era în primărie, unul lucra la cutare, fiecare copil realizat. Între ei a venit și o fată, care a avut o problemă medicală foarte gravă și i-a rămas cu oarecare întârziere în educație, dar nu în iubire. Ea i-a uimit pe toți pentru că în timp ce toți ceilalți au venit la restaurant să mănânce, să postească, i-a venit cu o cutie de ciocolată și cu flori pentru doamna învățătoare. Și avea copii de crescut acasă, mulți. Și era văduvă. Știți când și-au dat examenul copiii ăia? Când s-au dus la doamna și au strâns niște bani și a zis, doamna, dați-i dumneavoastră că de la noi nu primește, dar de la dumneavoastră niciodată n-a refuzat. Au strâns bani să-și ajute colega după 40 de ani. Să nu-ți uiți omenia, e cea mai de preț dintre examene. Unde dăm examen la omenie la terminarea școlii? De-aia toți lipsiții de omenie ajung să ne vorbească despre nevoia de lipsă de omenie ca să poți să accesi într-o funcție, în stat, în partid, în întreprindere, oriunde. Vă îndemn să nu-i faceți pe copii să-și dorească bacalaureat la religie, dar când vor da examen peste 40 de ani la întâlnirea cu propriilor colegi, să nu uite de unde au plecat. Știți? În viață nu e important unde ajungi. Important e să nu uiți de unde ai plecat. Știu că știți că am dreptate. De aceea vă îndemn, dați în fiecare zi examen la religie. Eu i-am spus uneia care mă tot pistona de la o televiziune, nu mă interesează subiectul la modul sufletesc. Mai ales că sunt suficient de ocupat acum cu facultatea, prea ocupat chiar. Și am spus, gândește-te că eu de pe geamul meu de la facultate văd în fiecare zi copii care merg spre Goga sau merg spre liceu de artă sau spre grădinițe, care își fac Sfânta Cruce în dreptul catedralei. Copiii au luat examenul la bacalaureat. Ăia știu de ce trăiesc. Și nu se rușinează să fie lui Dumnezeu. De aceea, încet, calm, liniștiți, Dumnezeu va rândui și va ști ce avem de făcut. Suntem în sală, cred că jumate, mai bine de jumate, nici n-am făcut religie la școală. Slavă Domnului! Ne-a ferit Dumnezeu să-L învățăm tehnico-științific. Dar ce bunici am avut, Domnule, și ce bunici! Fai de mine! Și ce mame, Domnule! Fai de mine! Și ce miros de busuioc și ce icoane în casă, ce sărbători și ce colinde! Și ce cozonaci!
Eu dacă o zic acum bunică, toți vă gândiți la cozonac. E vanilia, zboară prin jina, mirosul de cozonac. Ce frământătură aveau ele, că nu se găsea la raft atunci. Nu? Frământau bunicile. Ce mâini aveau bunicile noastre. Era tot câmpul pe palmele lor. Tot mulsul era în palmele lor. Și n-a făcut școală. Dar ne-a rânduit Dumnezeu bunici. Cum se pare că avem nevoie de școală, pentru că între timp bunicile se uită la telenovele. Se joacă cu telecomanda acolo, să vadă și aia, și filmul turcesc, și la Ilianian, și la francez, și la japonez, și la sud-american. Tată ziua, din telenovelă în telenovelă. Ori lucrurile nu merg așa. E clar că bacalaureatul începe din prima clipă în care se naște un copil. Știți? Cultura unui copil este determinată de cultura celor care îl nasc. Așa că să ne punem pe carte, să ne rugăm, să stăm cu minți și să nu facem valuri. Să fim cu minți și să cerem lui Hristos să ne lumineze sufletul. Ați văzut ce frumos au cântat părinții? Lumină lină a Sfintei tale slave, a Tatălui Ceresc. Noi suntem aceiași, egali, spre disperarea multora. De aceea și lovesc în biserică și vă spun verde în față. Nu lovesc în biserică pentru că au de ce lovi. Lovesc în biserică pentru că a rămas singura instituție care spune altceva decât vor ei să ne spună. Punct. Ca pe vremea comuniștilor. Suntem într-un cămin popular așa de... Se spun, era un frate la oastea Domnului care s-a dus la Casa de Cultură din Deva. Președintele Dr. Petru Groza, despre care sigur că ați auzit, a venit să le vorbească despre valorile comunismului, socialismului și 2-2-2 și 2-2-2 și 2-2-2. Și Moș Petru din Batiz era undeva în spate acolo și am ridicat mâna. Domnule președinte! Domnule! Da, Moș! Știa Dr. Petru Groza că tatăsul fusese popă în zonă. Zice, da, Moș Petru! Domnule președinte, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Bă, moșule, tași că te leagă ăștia. Se duce, oprește ședința, îi dă banii secretarului și zice, du-te și dă-i niște bani să plece acasă cu mașina. Îi dă banii moșului, moșul mulțumește, se pune dărât în sală, începe a doua parte a conferinței, Dr. Petru Groza iar vorbește despre binefacerile comunismului, Moș Petru, vorbesc ăștia întrebări de la partid, că așa era pe vremea, tu zici aia, tu zici aia, tu zici aia, altă. Pac, ridică Moș Petru din Batiz, iar în mână. Domnule președinte, domnule președinte! Aoleu, zicea, bă, că nu mai zice același lucru. Ce mulți am de bani, dar tot trebuie să vă pocăiți că s-a apropiat împărăția cerurilor. Mărturisitorul nu poate fi cumpărat cu bani de la partid, punct. Indiferent care este partidul. Asta vă asigur. Rămâne să mărturisim cu decență, cu bun simț, cu discreție. Dacă m-ar întreba acum cineva care e cea mai mare trăsătură de caracterul unui creștin ortodox, vă spun eu, smerenia curajoasă, discretă, să nu dai obrazul pentru nimeni. Sau cum zice un prieten al că să ai obrazul gros pentru Hristos. Adică să-ți facă orice, dar tu să o ții pe a ta. Jesus. Deci liniștiți și cu minți. M-am uitat când am fost în Moldova la începutul anului trecut, cu 3 zile înainte de a începe războiul, am fost prin câteva sate, faine tare, de oameni sănătoși la cap. Și în fiecare sat ne-am dus cu preasfințitul Veniamin și construiau câte o biserică. Și m-au întrebat ăștia de la părinte, ce părere aveți? Cum trăiește Moldova? Început războiul? Zic, bă, moldovenii au înțeles un lucru fundamental. Care, părinte? Basarabenică. Nu? Zic, fundamental care? Dom'le, ori tancurilor nu le poți opune decât biserica. Deci întâi ce ea fac cazemate, avioane, ăștia își făceau bisericuțe. Îs gata toate aproape. 8 biserici am văzut început anul trecut, îs gata toate. Se roagă deja în ele. Asta înseamnă să-ți iubești poporul. Să pui în apărarea lui pe Dumnezeu. Unde nu e Dumnezeu, nu e nici apărare și nici popor. E o turmă de nioare, năroage și bătute în cap. Ai care păstori din când în când mai trag la măsea, se îmbată cu putere și mână nioarele tot unde nu treabă. Dacă stai blânduc și îți vezi de treabă, Dumnezeu e marele păstor care ține în mână toate. Știți ce mi-au povestit arabii când am fost la ei? De ce pilda aceea cu blândul păstor și că oaia pusă după umăr și l-a întrebat, explica și mie ce, părinte,
Îmi zice păstorul de lângă Barsaba, acolo, lângă Sfântul Sace, părinte, când se încep să crească berbecuții și ăștia văd că sunt nebuni, ce îl mai nebun dintre berbecuțe, ia și rupe piciorul. Deci e fraged, îi se pune la loc repede. Și câteva zile până îi se oprește piciorul din șchiopătat, îl poartă pe după gât. Cei din echipa lui, tânăra generație obișnuită deja cu el ca lider, îi vin după postor și berbec în aceeași vreme. Iar berbecul, după ce îl lasă să meargă jos, după ce l-a purtat câteva zile în spate, berbecul simte cine i-a făcut bine și stă numai lângă postor și nu se mai depărtează niciodată. Orice rană care ne ține alături de Hristos e o rană bună. Vă rog frumos, stați lângă Hristos. Are nevoie de noi, de tâlhari pocăiți. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, fain, domnul primar, pentru seara asta. Vă mulțumesc și celorlalți și îi ascultăm în continuare pe părinții de la Arad. Acum, sunt convins că știți că liderul lor e de rădăcină din Jina, că altfel nu veneați chiar așa bucuroși, că nu vă cântau chiar arădenii așa ușor, de n-aveați o rădăcină de Jina. Vă mulțumesc frumos pentru tot ce faceți frumos pentru țara asta. Să știți că unde mă duc în țară nu mă întreabă nimeni cum e în Sibiu. Mă întreabă cum e în Mărginime. Iar eu din Mărginime, singura experiență validă pe care o am, sunt școlile din Jina, din Poiana, din Tilișca, din Rod. Le știu. Știu bisericile și știu oamenii. Și mi-e drag. Socotiți o închinare de cap și, acum ar zice strămoșii noștri francezi, un chapeau mare pentru toată comunitatea. Și vă rog, nu vă stricați omenia. Nu vă stricați că nu e nevoie. Sunteți niște oameni strașnici și Dumnezeu vă poartă de grijă. Vă mulțumesc foarte mult!